Dragilor, bine v-am regăsit, sunt gazda voastră Sorin Luca și atâne la un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise Astăzi alături de noi este doamna profesor universitar, doctor Mihaela Georgescu La Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Facultatea de Horticultură, Departamentul Peisagistică, Biodiversitate și Horticultură Ornamentală și astăzi vom vorbi pe marginea uh, unei cărți uh, superbe, o carte cu totul și cu totul specială. Este vorba despre cartea uh, Iarba Sacră, împletind Iarba Sacră. Doamna profesor, cum ați perceput uh, dumneavoastră această carte din perspectiva unui specialist în uh, botanică, așa cum este de altfel și autoarea uh, acestei cărți? Primul lucru care m-a uimit la această carte a fost cum două persoane, în, crescute în culturi diferite, pe tărâmuri diferite, ajung la un moment dat să aibă ideile, aceleași idei, să împărtășească aceleași idei. Cartea este foarte interesantă și din punct de vedere științific pentru un botanist, pentru că aduce foarte multe lucruri interesante despre viața plantelor. Însă nu neapărat pe tărâm științific cu demonstrații, cu lucrări științifice citate, ci legate de om și de respectul omului care ar trebui să existe pentru plantă. Am învățat multe lucruri, am aflat, unele le știam. Și cum spuneam, am remarcat aceleași idei legate de cum trebuie privită ființa aceasta plantă. Ce anume v-a atras să urmați a, o carieră în studiu științific al plantelor și ce v-a menținut motivat în acest demers uh, academic? Pentru că, uh, cu siguranță, vom discuta uh, legat de această carte, Împletind iarba sacră și de, și din punct de vedere al spațiului uh, geografic. Și aici mă refer la faptul că uh, există o diversitate, o biodiversitate, am putea spune, uh, a plantelor specifice până la urmă uh, spațiului uh, românesc a fost, să spunem, un șir de evenimente care au culminat cu această carieră a mea. Știu că în clasa 8 am declarat că vreau să lucrez cu plantele și cu pământul, eu fiind un copil de București. Tata a fost foarte intrigat. Pe vremea respectivă, ca să pot să ajungi la, să studiez în cadrul Institutului Agronomic, cum era atunci trebuia să ai fie doi ani de practică în agricultură, fie să mergi la un liceu uh, cu profil agricol. Uh, fiind, repet, din București, a trebuit uh, o uh, adeverință specială de la Ministerul Agriculturii și am ajuns la liceul Apicol Băneasa, în cartierul actual Băneasa. A fost norocul meu, pentru că acolo am întâlnit profesori foarte buni și unde uh, nu am fost neapărat uh, forțați să uh, învățăm. Acolo a fost un pic la uh, latitudinea fiecărui. În momentul în care am terminat uh, liceul, am uh, intrat la facultatea de horticultură și vreau să vă spun că pe atunci erau 13 candidați pe loc. Uh, și în anul întâi am avut iarăși șansa să fac uh, botanica cu un uh, profesor uh, care ulterior uh, a devenit, uh, să spunem, uh, maestrul meu în uh, botanică, profesorul Vasile Ciocărlan. Uh, și în semestrul 2 al anului 1, am participat la un concurs profesional al facultăților, institu institutelor agronomice din vremea respectivă. Concurs care se desfășoară și astăzi, se numește Agronomia, da? la disciplina de botanică. Am obținut premiul întâi, profesorul Ciocrelan a fost foarte încântat pentru că a primit și uh, felicitările colegilor din țară, după care na, drumurile s-au despărțit. Eu am terminat facultatea, am intrat în cei doi ani de uh, stagiu, uh, apoi uh, am mers uh, la o fermă din Sud și a venit Revoluția. Respectiv, evenimentele din 1989, după care s-au deschis și porțile universităților pentru angajări, pentru că diferența de vârstă între profesori. Și uh, noi angajați era foarte mare, pentru că uh, a fost un interval în care nu s-au mai făcut angajări, n-a mai intrat nimeni în uh, universitate să predea. Și uh, atunci a fost nevoie de personal tânăr. L-am întâlnit pe profesor pe stradă, a fost foarte încântat. Am dat concursul și am intrat pe postul de asistent și apoi treptat, normal, am urmat cariera academică. Însă, în permanență, a fost acel gând al meu că îmi place să lucrez cu pământul și cu plantele. Și în continuare pot să spun că am descoperit ce înseamnă sufletul plantei. Care sunt speciile de plante reprezentative spațiului cultural și geografic românesc? aș putea spune că am putea alege câteva specii așa cum am găsit în uh, cartea respectivă. Acum vorbim de pilde de floarea națională propusă chiar de Facultatea de Horticultură respectiv uh, profesorul nostru de floricultură Florin Toma. Uh, Bujorul a ajuns, uh, știți bine, legea promulgată. El a adus argumente foarte frumoase, a vorbit de prezența bujorului și în tradiție, și în grădini, chiar și un cozonac care se face în Moldova și se numește Fra bujor. Dar în spațiul românesc sunt multe plante Cunoscute de uh, țăranul român. Plante care, de pildă, unele dintre ele îi ordonau calendarul uh, pe timpul unui an. Uh, plante care erau, uh, aparțineau uh, domeniului uh, uh, soțiilor, nevestelor, cum ar fi, de pildă, inul și câneva. Inul trebuia și cânepa trebuiau semănate, îngrijite, culese, extrase fibrele, făcută îmbrăcămintea din acele fibre și toate aceste etape erau parcurse numai de femei. Numai ele, ele erau chiar judecate de sat, dacă uh, lotul respectiv nu era îngrijit. Apoi, dacă ne gândim la uh, plantele magice, da? vorbim de paparude, vorbim de drăgaică, deci vorbim de plantele câmpului, cum ar fi de pildă cucuta, vorbim despre sânziene, vorbim despre mătrăgună, apoi sunt uh, arbori bradul, care în Oltenia chiar străjuiește, stă la capul persoanelor plecate, mai ales a persoanelor tinere plecate dintre cei de acolo. Și am găsit într-o carte o idee foarte interesantă, că poporul român a știut să traverseze perioadele grele, de pildă perioadele de secetă, pentru că a știut care sunt burienile care sunt apropiate și le poate folosi în hrana de zi cu zi. Deci dacă vorbim așa la modul general, nu cred că am putea să alegem numai una, două sau trei specii de plante. Care este rolul, care este locul, de fapt, locul omului în ecosistemul lumii naturale, ce face viața posibilă și cum ați descrie relația omului cu natura pe care, iată, și autoarea cărții Înpletind Iarba sacră o povestește cu atât de multă, aș spune, poezie în această, în această carte, dincolo, bineînțeles, și de demersul sau de uh, aspectul, latura uh, științifică. Uh. Da, o să plec de la cele scrise în carte. Ea uh, spune la un moment dat că Pământul, la modul general, ne oferă daruri. Daruri care sunt și oferite și prin intermediul plantelor. Uh, și în credința, poporului din care se trage, că trebuie să vorbim, să spunem că vorbim despre o persoană care aparține popoarelor amerindiene și care are la bază o tradiție indigenă. Da, exact, exact. Deci, acolo se pune problema că darul mai departe nu trebuie păstrat în mod egoist, ci trans, transmis mai departe și, totodată, văzut recunoștința față de aceste daruri. Deci, ea punește de la ideea că noi trebuie să fim recunoscători pământul. Noi am traversat epoci în care am spus că ne putem lupta cu forțele naturii și să le învingem. Am ajuns în momentul în care constatăm că nu asta este adevărata opțiune pe care trebuie să o facem. Deci omul în ecosistem trebuie să învețe, să observe, să respecte și să știe să dea înapoi ceea ce i s-a oferit. Am găsit multe, foarte multe idei interesante, de pildă, apropo de darul care este oferit de natură, povestea de fragii de pădure, care își fac, oferă fructele foarte gustoase, parfumate, dar au și ele, au și ele, acestea un scop, respectiv să duce -se semințele mai departe. Așa sunt multe exemple din lumea plantelor, și trebuie să le ascultăm și să înțelegem că noi suntem datori, în acest moment, să Alegem calea cea mai bună pentru întregul ecosistem. Tot aici uh, am găsit un exemplu. Povestea despre, la, despre iazul uh, pe care îl dorea să-l facă pentru uh, fetele uh, ei să, să, să se poată nota în el. Și pentru asta a trebuit să-l dragheze, să spunem așa, să scoată algele din lacul acela. A făcut operațiunea aceasta pe perioadă foarte lungă de timp, în ani. Și și-a dat seama că în momentul în care încearcă să aducă lacul, iazul respectiv la ceea ce a fost înainte, un iaz limpede unde puteai să înnoți pe timpul verii, de fapt, a stricat alte ecosisteme sau alte lanțuri trofice formate acolo și spunea că, într-adevăr, reconstrucția unui ecosistem se face uneori cu pierderi și de aceea trebuie să fim responsabili și să gândim foarte bine intervențiile noastre în natură. Trebuie să dăm deoparte gândul nostru de a stăpâni natura și să ponim din poziția uh, cealaltă respectiv să înțelegem și să mergem să înțelegem natura și să mergem în sensul în care putem să construim nu să distrugem cum ne putem raporta la principiile de reciprocitate și respect față de natură promovate în carte? Și aici, bineînțeles că mi-a atras atenția și nu doar mie, un, un episod foarte interesant, foarte frumos, pe care ea îl, îl prezintă în carte cu lux de amănunte și care există până la urmă și în cultura noastră, să spunem, rurală principiul de reciprocitate al, al plantelor cum se ajută între ele și mă gândeam la uh, porumb, la dovleac și la fasole această relație de interconectare și interdependență între cele trei da în ultima vreme oamenii au învățat că plantele nu sunt ființe așa cum le-au considerat ființe care nu gândesc, care nu simt, sunt la baza ecosistemului, ființe individuale și individualiste, nu ajută, nu se ajută între ele, din contră, se concurează foarte tare când e cazul. Au înțeles că nu este așa. Ele își transmit mesaje se ajută reciproc și uh, interesant este că nu se ajută numai uh, indivizii aceleiași specii. Uh, se ajută sau se respectă reciproc uh, indivizii din specii diferite. Uh, ne gândim, de pildă, la comunitățile vegetale, așa cum apar uh, populațiile vegetale pe un uh, anumit teritoriu. Ele se întrepătrund. La botanică noi învățăm specia ca atare, dar individul respectiv se găsește în cadrul populației speciei sale sau împreună cu alții indivizi pe un teritoriu comun unde își împart ceea ce oferă pământul respectiv. Se succed în funcție de Nutrienții existenții în sol la un moment dat. Uh, exemplele sunt acum legate și de pădure. Se știe că arborii uh, maturi ajută arborii tineri să crească. Se creează o re rețea subterană și cu ajutorul ciupercilor uh, din sol. Deci uh, trebuie să vedem plantele ca un sistem interconectat, nu, nu ca ființe individuale. Iar planta în sine este o construcție foarte interesantă, pentru că ea practic este formată din celule individuale, dar care știu să răspundă toate la un ison atunci când apar stimuli externi sau interni. Uh, paralel cu cartea despre care uh, vorbim acum, am uh, citit o carte a total a unei profesoare din a, America uh, Montgomery, uh, tradusă în limba franceză, le Genie de plant, explică științific. Ceea ce găsim în această carte explica foarte frumos cu exemple din viața oamenilor. Deci această, acest ajutor și respect până la urmă reciproc între plante. Și vă dau un exemplu. Dacă două plante din specii diferite cresc împreună pe un anumit teritoriu, rădăcinile lor cresc Oarecum, în respect una față de cealaltă, nu ajung să se întrepătrundă și să se concureze pentru acele, pentru acele substanțe pe care le folosesc în comun. Și de aici sunt, sunt, sunt foarte, foarte multe exemple. Se spune, de pildă, că atunci când există un atac al unor insecte sau Plantele sunt în pericol a fi consumate de, de erbivore, plantele respective lasă un semnal în aer. Și acel semnal este perceput de indivizi din specii diferite. Au timp să-și uh, pregătească uh, Măsurile de apărare în așa fel încât să poată să respingă atacul respectiv. Deci nu vorbim de individualism în plante. Pentru că pomeneați mai departe, uh, pomeneați mai devreme puțin uh, despre faptul că arborii uh, mai vârstnici, să le spunem, uh, ajută arborii tineri. Uh, și am o, hai să-i spunem, o curiozitate personală. Uh, există uh, un arbore, să spunem, specific spa În afară de Brat Specific spațiului uh, românesc? Bineînțeles că este stejarul pe care îl găsim La stejar Noi... m-am gândit și eu <laughs> Noi vorbim la modul general de stejar, dar să știți că sunt multe specii de stejar. Dacă le luăm de la Dunăre până sus, la Munte. dealurile subcarpatice, vedem că e, e, speciile respective se așează în funcție de temperatura locului. De pildă, în jurul Bucureștiului vorbim de o specie de stejar științific, Ver Vercus Ceris, iar uh, popularii se spune, Cer. La uh, spre munte găsim gorun, găsim gârnița, găsim uh, stejarul pufos. Oricum, toate speciile au în comun frunza aceea pe care o știm uh, uh, lobată, și da, el este un, uh, un uh, simbol pentru popor. Dragilor, a fost astăzi alături de noi doamna Mihaela Georgescu, profesor universitar, doctor la Facultatea de Horticultură, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Departamentul Peisagistică, Biodiversitate și Horticultură Ornamentală, căreia îi mulțumim foarte mult. Vă recomandăm, bineînțeles, cu, cu mare drag, acest bestseller, New York Times, o carte vândută în milioane și milioane de exemplare, împletind uh, iarba sacră. Mulțumim uh, doamnei profesor, mulțumim și noastră că ați fost alături de noi și vă invităm, bineînțeles, să fiți în continuare alături de noi uh, la materialele video pe care le realizăm pe canalul de uh, YouTube Herat. Mulțumim și să aveți o zi frumoasă în continuare. La revedere în mai.